the President of the United States, Donald J. Trump. Președintele Donald Trump și-a lansat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2020. A făcut promisiuni mari pentru următorul său mandat, eradicarea SIDA, a cancerului și asolizarea pe Marte. Cu cravată roșie, miliardarul republican și-a făcut intrarea, însoțit bineînțeles de soția sa, Melania, pe scena de la Amway Center din Orlando, în fața miilor de suporteri. Președintele american a purtat șapca emblematică de culoare roșie, Make America Great Again, să redăm măreția Americii. În discursul de o oră și jumătate, Trump a insistat pe starea excelentă a economiei americane și a evidențiat câștigurile marilor sale linii de politică economică, printre care și impunerea de tarife comerciale Chinei. Președintele a criticat dur politicile socialiste ale Partidului Democrat. Together we stared down a corrupt and broken political establishment, and we restored government of, by, and for the people. Our economy is the envy of the world, perhaps the greatest economy we've had in the history of our country. And as long as you keep this team in place, we have a tremendous way to go. Our future has never, ever looked brighter or sharper. Donald Trump se situa pe locul al șaselea, în urma a cinci democrați, într-un sondaj de opinie dat publicității duminică de Fox News. Joe Biden, fostul vicepreședinte al lui Barack Obama, a obținut 49% din intențiile de vot, față de 39% cât i-au revenit lui Trump.